Muzeul Teoharia Antonescu și Fundația Culturală Elena Surdu Stănescu sunt organizatorii expoziției vernisate astăzi la Instituția de Cultură din Giurgiu. Deschisă pe parcursul unei luni, între 26 aprilie, 26 mai 2016, expoziția adăpostește lucrări de pictură realizate în tehnică mixtă, ulei pe pânză sau aquaforte, de grafică, de sculptură în marmură, metal și lemn, ori teracotă, dar și de tapiserie sau artă decorativă. Expoziția colectivă de la Giurgiu face parte din proiectul cultural ce poartă numele Ferestre Deschise, Dunărea de la Vărsare spre Izvoare, un proiect din care se desprinde ideea realizării de lucrări în spiritul locurilor din care provin autorii creațiilor. Astăzi, Muzeul Județean Giurgiu venisează expoziția Ferestre Deschise, Dunărea de la Vărsare la Izvoare, pe care am organizat-o cu Fundația Elena Surdu Stănescu. Noi am avut discuții anterioare până să facem această expoziție și în urma discuțiilor, astăzi facem venisaj la această expoziție. Este o expoziție de grup la care participă mai mulți artiști. Încep prin a vă mulțumi pentru prezența dumneavoastră, a mulțumi gazdelor care nici nu mă așteptam să fie altfel decât cu o foarte mare amabilitate și deschidere spre această fereastră pe care noi am gândit să o plecăm, de să o deschidem din Giurgiu, pentru că aici este și podul prieteniei și acest vis al nostru de a face o expediție cu lucrările de artiști din România și din țările pe care le vom parcurge pe traseul Dunării. Lucrările care sunt expuse la Muzeul Giurgiuvean se pot cumpăra de către doritori, iar cu fondurile obținute se dorește susținerea proiectului, a cărei idee a apărut la Sulina. Derulat în mai multe etape, prin localitățile riverane fluviului din sudul țării, proiectul Ferestre Deschise, Dunărea de la Vărsare la Izvoare, se vrea a deveni dintr-o manifestare de artă românească contemporană, un festival al artei dunărene internaționale.